ascult inclusiv ce ascultă teenagerii astăzi, da, adolescenții din ziua de astăzi, pentru că prin prisma meseriei pe care o am, sunt într-un fel constrânsă, obligată să fiu update și să fiu în, să știu ce se poartă și ce se ascultă. Sunt foarte îndrăgostită de rock-ul gotic. Okay. Apropo de Tiger Lilies, pe care l-am descoperit în AA, dă-i, caută, vedem. Și sunt mulți care sunt foarte buni și care îmi plac. Și care dau o senzație în asta extraordinară, de fapt, îmi place combinația de ritmuri, de clasic cu ritmuri africane, de Mozart cu ritmuri asiatice. Sunt tot felul de intersecții și de compozitori care creează în direcția asta. Așa, bun. Hai să ne întoarcem la poveste. Dar la cinema când ai fost prima dată? Mai ții minte în copilărie? Unde? Cum? Ce fel? Sau n-a avut absolut nicio impresie asupra ta? Nu. Am fost adolescenta care am descoperit cu prietenii mei de la vremea respectivă și literatura și cinematografia. Erau nopți în care fugeam, eram în blocul unde locuiam, eram patru adolescenți, eu, o fată, singura fată din grup și trei băieți. Se culcau ai noștri pe la 10-11, noi fugeam pe ușa din spate, evadam și ne strângeam la unul dintre ei și acolo începea circul, respectiv începeau până pe la 5-6 dimineața discuții filozofice despre Cioran, despre Țuțea, despre Vulcănescu, despre Naia Ionescu, despre discuții teologice, filme puneam, ascultam Doors, Beatles, tot Yes, Nazareth, Uriah Heep, Deep Purple, tot ce... și toată adolescența mea, cei 4 ani de liceu, s-au construit așa, au fost foarte activi în direcția asta. Dimineața când venea mama să mă trezească să mă duc la școală sau la meditații, eram nouucă, eram... Dar nu s-a prins niciodată? Nu i-am spus după... Foarte după mult ce am timp că nu s-a mai putea liceu, face nimic, nicio pedeapsă, așa, pentru retroactivă. Pentru că erau ușile închise la cameră, nu intra noaptea, Da. Ca să nu deranjeze copilul de somn. Foarte fain a fost perioada... La ce licere? Primii 3 ani și jumătate am fost în Spiru și am fost exmatriculat în clasa 12-a în primul trimestru și ultimele 2 trimestre le-am făcut în Lazar. Aha, e tot foarte elegant de altfel. Și de ce te-ai exmatriculat? Pentru că eram într-un pseudo-conflict cu profesoara de filozofie, pentru că acum, după ani, n-a fost un conflict, dimpotrivă. A fost o întâlnire între două personalități foarte diferite. Și puternice, da. Și eu, la 18 ani, aveam pretenția că facem... Că îndrăznesc să îmi exprim idei filozofice. Ea, pedagog, magister Dixit, nu prea aveai loc de discuții, dar am admirat-o foarte mult pentru atitudinea pe care o avea față de noi. Și atunci am hotărât împreună cu colegii noștri să-i facem o glumă, respectiv să chiulim de la lucrarea de control pe care o fixase cu mult timp înainte, să-mi pun lansarea de carte în ziua respectivă și să chiulim tot liceul. Și asta s-a întâmplat. Tot liceul. Mă rog, clasele care aveau lucrare în ziua cu pricina. Și asta au făcut ai mei colegi, fapt pentru care mi-am asumat a doua zi când am venit la liceu, eram propusă pentru exmatriculare cu litera I, indisciplinat, 3 zile. Și pentru că eram încăpățânat, e mult spus. Deci eram... Nu aveai cu mine loc. Adică era puțin spus chiar. Da, e puțin spus. Nu știu încă. Nici rebel și nici non-conformistă, nu știu. Atipic se cheamă, da. Am plecat, m-am dus acasă și le-am spus că nu-mi termin liceul, că nu vreau să mă mai întorc în Spiru, pentru că nu am ce să caut acolo, nu am cu cine. În ce an era asta?
Nu mai știu. 96. Uh-huh. 1996. Uh-huh. Nu, 1998. Uh-huh. Mă rog, okay. Mă rog, pe atunci. Da. Până în 2000, și... îl aveam la Cenaclu pe profesorul Tudor Opriș, care era profesor de română în Lazăr și care venea la ei mei și mama disperată l-a sunat și a spus că nebuna nu mai vrea să se ducă la școală, pentru care ce face, că e în ultimul an, e cu bacul și datorită profului m-am mutat în Lazăr. Păi dacă e oarecum... E o mare reușită la sfârșit de an și cu I-ul după tine, deci, și cu tinicheaua după tine. Datorită profesorului Opriș și inspectorului pe română, pe municipiul București de atunci, inspectorul Scurtu, care și dânsul venea la Cenaclu, dar datorită lor mi-am terminat liceul. Pe surprinzător să afli că în anii 90 existau cenacle din astea, cenacluri. Foarte literare. Puternic era și nu numai puternic, era un reper. Pentru că era serios și era pe bune. Și ne încurajau dacă era necesar să ne încurajeze. Nu ne induceau în eroare. Nu ne dădeau senzația că suntem buni și noi, de fapt, eram descoperiți. Da, adică, pentru că, în general, un cenaclu ăsta literar mi se pare o chestie mai vintage, așa. Adică nu credeam că poate supraviețui și la după litere, revoluție. Da, da. Și la litere, în subsolul din litere, îl făceam o țupitiș. Pruteanu cu Popriș la Dales. Erau tot felul de locuri unde ne ascundeam sufletele. Și prima ta carte ai citit-o la Cenaclu inițial sau fragmente din ea? Cum da, citeam la Cenaclu bucăți din, și le lăsam. Și Cenaclu colabora cu editura Cuvântul și practic ei mi-au hotărât destinul în urma seriilor în care am lecturat, mi-au propus să public. N-am avut conștiința a ceea ce am făcut atunci. Am descoperit mult timp după ce responsabilitate aveam și ce înseamnă, de fapt, să-ți dai acordul pentru ca manuscrisul tău să vadă lumina tiparului și să fie împărtășit altora. Primele trei cărți le-am recitit acum un an de zile, când editura 3 mi-a propus retipărirea lor. Am avut senzația 20 de ani că sunt niște aberații și mi-era rușine să spun că am 9 cărți. Tot timpul spuneam am 2, 3, am una. Cea mai recentă. Da, adică ultima era cea care stătea în picioare. Cele din liceu nu le-am inclus niciodată în CV-ul meu. Nu aveai distanța necesară, nici ca timp, nici ca spațiu, știi, cam asta e, da. Credeam că sunt niște inepții adolescentine, așa, am un fel de acne spirituale. Și mi-am dat seama, recitindu-le, că pe alocuri era mult mai profundă decât sunt acum. Și că toate căutările mele de atunci, mistice, filozofice, erau atât de autentice, atât de vii, ardeam într-un mod foarte fain și foarte... Dar, bine, chestia asta cu neîncrederea, eu am purtat-o cu mine și acum o am uneori, pentru că n-am avut în familie oameni care să mă susțină. Și prea multă încredere dăunează, aș putea spune. Știi? Adică e mai elegant și mai frumos. Nu știu cum e mai bine. Da, da. Dar nici în smerenia asta ortodox, exagerată da. Nu îți scade stima de sine, care nu e tocmai benefică în meseria pe care o am. Adică undeva cred în echilibru. Ei bine, eu neavând oameni în jur care să mă susțină dintre cei apropiați, m-au susținut întotdeauna străinii. A trebuit să descoper singură, să cred în mine.
și să merg pe intuiția mea. Important să te descoperești și să te susțină străinii, pentru că cei foarte apropiați automat spun, e copilul meu, e genial, e formidabil. Da, numai știi? Că legătura afectivă o ai cu cei apropiați, da, când ești mic, corect, și ai nevoie de susținerea lor. Eu, din partea a lor mei, de exemplu, întotdeauna primeam neînțelegere. Ai mei nu m-au înțeles niciodată și nu mi-amintesc să fi avut vreun moment în care să-mi spună, e bine ce faci, e foarte tare. Niciodată îmi spuneau, de ce ești nebună, de ce... Cine ești tu? Ce vorbești tu despre Dumnezeu la 16 ani? Despre moarte, despre viață, despre ipocrizie, despre libertate, despre niște teme aparent dedicate maturilor. Pe mine mă cinau între 16 și 18 ani, 15 și 18 ani, într-un mod foarte brutal.